Doi frați din Orșova, cunoscuți ca fiind recidiviști, sunt căutați de către polițiști după ce în weekend ar fi comis o tâlhărie în Herculane. Doi frații din Orșova, cunoscuți ca fiind recidiviști, sunt căutați de către polițiști după ce azi noapte ar fi comis o tâlhărie în Herculane. Prejudiciul se ridică la 10.000 de lei, dar o mare parte din bani au fost deja recuperați. Mai multe echipaje de polițiști au descins la domiciliul celor doi frați în zona blocurilor California din Orșova, însă suspecții nu au fost găsiți. Ancheta este în plină desfășurare.